În aproximativ 2 ore am putea ajunge de la Constanța la Atena, cam atât ar dura o cursă cu aeronava Companiei Naționale de Stat dacă ar fi introduse zboruri între cele două orașe. Comunitatea elenă din Constanța militează pentru introducerea acestei curse, de ea ar beneficia atât românii cât și grecii, iar cei din urmă ar putea vizita destinații din zona Dobrogei, ajutând astfel la dezvoltarea turismului local. Avem portul Constanța cu atâtea schimburi de echipaje, cu atâtea nave care vin în reparație, și Constanța, și Agigia, și Midia, da? Care au piese de schimb, care au marinari, care au ce vreți noastră. Avem studenții greci, avem Grecia ca destinație de vacanță. Noi tot mergem la Grecia, dar haideți să încercăm să aducem și grecii. Avem Delta Dunării, ceva superb. Avem Constanța, avem Băi de Nămol și așa mai departe. Cred că și grecii ar fi interesați. Propunerea de a fi introdus o cursă aeriană pe ruta Constanța-Atena a fost trimisă deja la instituția prefectului pentru a fi înaintată guvernului. De asemenea, și președintele Uniunii Elene din România a făcut interpelări în Parlament pe marginea acestui subiect. Orice deschidere, că este Atena, că este Milano, că e Pisa, că e ce vreți noastră, da? Înseamnă dezvoltarea orașului, înseamnă bani veniți în Constanța, înseamnă multe, 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 multe. Dar noi ne-am referit la Atena pentru că aici avem informații, să sperăm că vor da drumul la această linie, pentru că nu văd ce ar putea reține. Prin intermediul Companiei Aeriene Naționale se dorește și introducerea unor curse de la Constanța către 4 orașe din țară și înapoi. Este vorba despre Cluj, Iași, Oradea și Timișoara. Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România, prin reprezentanți din aceste municipii, inclusiv Primăria Cluj-Napoca, solicită Ministerului Transporturilor, Ministerului Economiei, Departamentul Turism, cât și Companiei Tarom, să susțină activ strategia Reconectăm România. Discuția a început înainte de pandemie pentru că doream ca pentru sezonul estival 2020 să putem să ne ducem românii mai ușor la mare. Cu atât mai mult considerăm că este nevoie acum să putem aduce mult mai ușor pe românii din vestul, din nordul, din centrul sau din estul României către litoralul românesc. La fel cum și constantenii sau dobrogenii ar putea practic să călătorească mai facil către destinații mai îndepărtate din România, pentru că în acest an, evident, românii vor rămâne mai mult în vacanță. La aproximativ 3 luni de când se discută la nivel central despre aceste curse interne, există speranța că rutele vor deveni realitate. Rămâne de văzut și când vom putea călători cu avionul direct de la Constanța către Iași, de exemplu.